Neața lumei continuăm mim review cu această memă. Reuniune aici, tată, copil și mamă și copil. Că Kenja cu e și mă s-a ieșit as. <l> Ia ce cane a la lui Nanami. Când bea cu ea, aici are o față de muță. Scar, nu! Dacă să cad, a venit Vin Diesel cu mașina și l-a salvat. Family. <l> Venea Joker să-l moare pe Batman. Bam, i a dat cuțit. I-a lăsat-o buturug aici. Rasengar. Ca <l> așa face Batman. <l> Caguia ca și copil. Ia. Bam. 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 Aici cu toate neamurile. Nii Ce se jucau aici? Cred că ceva joc cu Mario. Cred. Ia. Îi făcea părul Ishiki. Cu <gără> Momoshiki. Cu Ishiki cu Momoshiki. Cu Ishiki se uitau la Naruto Na. Aha. Și, și de la Kaguya ajuns să mai departe. Bine și așa ce să zic. Omiți speriat aici o miții pusă pe scandal aici, când te întorci înapoi în comună după 3 luni de cules și în Spania. Acum. Mamă, trebuie să te duci obligator la ședință, sunt la unghi, spune-le că ești orfan. Dacă te simți vreodată prost, aduți aminte că Cabuto a încercat să-i controleze pe ei doi. Tru și-au scăpat amândoi din, din tehnica lui. Scoți pachetul de gumă, 0,1 secunde mai târziu. Băiat, băiatul, dă bă și eu. Machima, că n-am mai văzut-o de mult pe Machima. Ce mai face Machima? Tău Machima, și aici. Și aici. Ia uite mă, suc cu nami. Și nanami, de Crăciun. <laughs> și cuțu. Ia la cuțu, ce fericit e. <laughs> e. de plastic, mă? Cred că e de plastic. Bă, nu cred, mă. Ia, îmi plac băieții care știu să gătească. Eu. Aoleu, doamne, cum e poza asta. Nu cred, mă, bă. <laughs> Da, bravo. Bine că eu mi-am făcut selfie la toate evenimentele importante din viață. Și aici, unde eram? Personaje din anime în diferite stiluri, ia. Sasukelu prin toate astea, Itachi prin toate astea, El prin toate astea, mamă, El Titan, zici că e Eren. Luffy prin toate astea, Naruto prin toate astea, n-arată rău aici. Saiki prin toate astea, Gojo prin toate astea, ăsta e Megumi, nu știu dacă e Megumi, e Megumi? Bă, cred că e Megumi. Zenitsu și Nobara. Na, Na, Bleach, Coming 2024. Acu, acu la vară, 6 luni, în 6 luni aceea. Ia vezi, nu, că eram și aici, X2. <laughs> și aici, X3. Nu au fumit sama. Vezi că vine Maple la noi în echipă. Asta e adevărat ero al scutului, Asta e maxată pe defense. Fine, fine, bofuri, fine. Case care ți-au făcut copilăria mai faină. Da, asta e din curaj. Familia Flintstone, fetițele Powerpuff și Kame House salut Dragonboru. Când te uiți la anime singur, când intră cineva. Mereu niște Sakura, echipa 7 toată, nu toată, <gântul> numai Sasuke-lu, ia numai. asta e faină, și asta, și asta, u, n-ai nice scarcasă. Dobrin, Miții, ia, Ninua. Cât de mică e asta aici și cât de mare e asta. Naruto sau One Piece, One Piece, de ce? Multe, dar multe, 106. Barbie, Oppenheimer. Uite mă uităm pe scândură. De faza asta ziceam atunci. Nam, cubul Rubik făcut din mâncare. Și ăsta e cubul unei sigila gojo mai degrabă din spaghete. Da, da vezi că acum nu mai e naruțul, să se despartă. Dar ar fi interesant să se bată grav de tot și să vină tot așa. Să-i se pare că atunci. Tu și cei doi prieteni ai tăi. Au ce fericit Cel mai bune oferte de pe Wish. ce e ăsta? A, cercel. Bun, și așa. Hai că am la manga lui Paulia. O ok, să caghe. Acum a am cu All for One și Shigaraki, continuăm căutarea One Piece-ului? Da, du-te la ceilalți și căutați One Piece-ul. Băi, eu mai am puțin treabă în altă parte. Unde, bă, că vin și eu. Nu poți veni și tu. De data asta trebuie să mergi singur. Da, că pe Gojo mereu l-a luat. Bine, atunci trimite-mă la ceilalți. Bam, teleportare. Ia, unde s-a dus, mă, serios? Am ajuns și la Shadow. Deci Lordul Shadow l-a bătut pe Ragnarok și după aia a dispărut. Mă întreb ce plan are. Putem confirma, nimeni n-a mai auzit nimic de Shadow de la bătălia cu Ragnarok. Hmm, locul ăsta e interesant. Cine e și cum a ajuns aici? <laughs> Ești unul din membrii elită ai cultului, de ai reușit să te infiltrezi aici. Bă, și da, și nu. Doar că noi zicem elita din Konoha. Membru al culturii? <laughs> Oricum nu contează cine ești, ai de toate din moment ce ai venit aici, înseamnă că ești pregătit să mori. A, ah, să mor? Tai puțin, bă, nu știi cine sunt. Nu? De unde să știu? De bune, Shadow chiar nu va povesti niciodată? Ce, bă, știi pe Shadow? Hmm, pare suspect. Dacă îl cunoști, zi unde e. Shadow e pe un alt râm, momental. <laughs> Propo, <laughs> tot legat de asta, eu o să conduc Shadow Garden de acum. de dreptate, mă. Am aflat că trandafirul negru e o poartă artificială între tărâmuri. Tru și asta. Încă adică nu știm dacă putem avea încredere, dar momentan pare că are plus că știe lucruri pe care un membru al cultului n-ar trebui să le știe. Armonia astea de slime sunt chiar grozave. Dacă zici că îl cunoști pe Shadow, înseamnă că te pricep la făcut planuri ca el, nu? Păi, <laughs> de cap, La ce bine se pricepe Shadow la făcut planuri. Ce ai zis, mă? Ai zis că Shadow se pricepe la făcut planuri, bă, dar și eu la fel. Serios, atunci care e planul de a ne ocupa de cult? Dar ce repede m-au acceptat ăștia. Bă, adică care e planul? Continuați ca și până acum. Avem nevoie de o nouă strategie. Cultul a devenit mult mai discret de când au rămas fără mulți membri puternici și multe te facte cum ar fi trandafirul negru. E bine, atunci trebuie să găsim un membru important al cultului, cineva de nenlocuit și să-l capturăm. Când cultul vine să-l salveze, va cădea direct în capcană. Dar nu e un plan rău. Poate n-am mințit când a zis că-l cunoaște pe Shadow. Să înțeleg că tipul ăsta legat de copac e cineva important, ia pe Delta acolo. ăsta e de la cult, mă. Dați-i drumul de aici. Credeam că nu mai vin. Delta, ocupă-te de ei. i ia vezi, mă. Nu, de ăștia mă ocup eu, Câte te la fiecare. Ce a fost cu viteza asta? Delta, ai văzut ceva? Nu, n-am <gântu -i> văzut nimic. Nu doar că a fost un atac rapid, dar a fost și precis. A lovit direct punctele vitale, pe da, cum? Cred că în sfârșit înțeleabă care a fost planul lui Shadow. Aha. Știa de la început ce e trandafirul negru și înainte de luptă a vorbit cu tipul ăsta în caz că e transportat în altă râm să avem pe cineva care să compenseze absența. Pe da. Pe așa a fost. Între timp, ăștia pe barcă. Bă, nu s-a mai întors o că să cag, Nu, a zis care treabă. Ce treabă, mă? A vrut să căutăm un anpisu și acum nu mai vine. True. <gântu -i> Ia mie mă, apă fraier. Deși planul a fost eficient, tot am încredere de plină în tine. Ok? Mi-am făcut portal să plec, cred că. Dar m-am dus, gata. De ce m-ați adus aici? Bă, ce cu costumul ăsta? Ce se întâmplă? Între să căutăm One Piece-ul? Acum că mă uit la tine în armura aia de slime, o puteai lua dintr-un singur loc. Da, ai dreptate. Merg după Shadow și vin să căutăm One Piece-ul. Cine e Shadow? Serios, cum de a fost așa simplu să te conving? Păi deja devine plictisitor în lumea asta, n-am dat de niciun adversar puternic, plus tipele alea cred că orice fac sau spun face parte din planul lui Shadow. Așa cum revenind la tipa asta, v-am întors înapoi. Asta nu contează, am o veste bună pentru voi, mergem să recuperăm. Yay! Na, m-am întors în lumea în care am murit, bă, cu tot cu puterile astea, dar tot nu știu ce vreau să fac, <gântu> cu <-săracu> -shadow>, <gântu -săracu> Shadow. A făcut portal lor, Shadow te-am găsit. What? Cum, bă, ce căutați aici? Am venit să te duc înapoi. Oh, că să ce fac, un te-am mai văzut de mult, tu ai adus-o pe Alfa. <gântu -să -s> da, mă, eu am adus-o. Voi doi chiar vă știți, dar cum? Ne-a făcut cunoștință un prieten comun. O să hai să ți-l prezint pe Shadow. Shadow ți-l prezint pe o căsă. Nu știu, bă, dacă vreau să plec, zice Shadow. Te-am întrebat tu dacă vrei sau nu, am zis doar că vei după tine. Bam, întoarcere. Gata, mă. Lord Shadow te-ai întors, bă, mers și celelalte, bă, v au dus dorul. Gata, mi-am pierdut și armura, între timp, hai să mergem după One Piece. O adevărată aventură. True, true. Cei care au citit manga la solo leveling supărați la finalul episodului că unde e zâmbetul? Unde e statuia care râde? Nu e. Haha, <laughs> true. Vezi? Inspirația de aici. Este personajul principal, are cum să moară. Între timp, Yuji, Senku și Eren au murit în episodul 5. La Costel. Curge berea ca pe și avem mici de crocodil. <laughs> bun, oamenii în 1980, bă, în 2023 o să avem mașini care zboară, oamenii în 2023, nu mâncați ambalajul de la burghir, varză de China, țară de origine Polonia, ia, pastil albastru sau roșie, albastru sau roșu, asta ar fi pe ia uite, albastru sau roșu iară, să devii maestru de Pokémon sau să fii un Pokémon pentru o zi, păi de ce vrea să fii un Pokémon lor, că te ia ăla și te bagă în bilă, na, toate tipurile de pokeboluri. Inata, da, într-adevăr, pot confirma că era inata Hinata Cian. m-am dacă te poze. Multe poze și-a făcut Hinata aici. Așa, pentru Naruțu. Băieții alegându-și skin într-un RPG. Bam și bam. Păi da, depinde de caracter. Că dacă e băiat, vrei toate armurile. Dacă e fată, nu vrei toate armurile. Adică, adică astea au același status ca și asta. Degeaba arată așa dacă îți dă plus 80 la toate. sau ceva de genul. Ia și pe Gojo. Naruțu cu Sasuke-lu. Todoroki cu Bakugo. Singur. Kakashi cu Obito. pală câinii. Tare. Asta e cu gomă. Dar, dar ce ați dat să mănânce? Una Adidas din sushi. Ce șmecher. Miții Hinata. Miții Hinata. Mi hinata. Mi hinata iară. Miții Hinata iară. Ce față are. Ce asta aici? Ce asta? He -he. Dar ce picioare scurte are asta. Ia. Yeah. Dar prea bine le-a făcut, mă. ni. Zânele în filme și seriale, zânele în animeuri. Familia lui asta. Bun. Cazan-cazan. Bun. Pizzerie. Cea mai tare chestie. Oh, Ia vezi mă, că zehn, a ajuns aici. Salut, satoru că căfă Și după aceea începe piesa cu. Bro, și asta a fost meme review de săptămâna aceasta. Sper că v-a plăcut. Dacă vreți să participați, intrați pe linkul din descriere. Vă duce pe Discord, după aia intrați aici la meme review. Vărsați găleata cu mime-uri săptămâna care vine, ne uităm la ele. Și ne au de mâine cu alt clip.